Da, am spus că am pictat două porți maramureșene în care se regăsesc două simboluri ancestrale importante din zonă, simbolul solar și pomul vieții. În proiectul Omul, lucrările sunt reprezentate sub formă de obiect. Am trecut de la lumină și culoare, la forme și magie. În acest timp s-a produs o transformare. Personajele au ieșit din cadrul compozițional și au devenit independente, imaginea schimbându-și relaționarea cu spațiul. Noua percepție a formelor trăiește o regie instalaționistă. Personajele vii și coreografia lor dă o mișcare lucrărilor obiect și intensifică dinamica spațiului.